În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pământul, trupul, în iad, sufletul ca Dumnezeu, în raiul, în harul, pe scaun cu Tatăl și cu Duhul ai fost și stați Dumnezeu nostru, pe toate umbrându-le, cel ce ești necuprins. Și aceasta este realitatea de fiecare zi, pe care Mântuitorul nu numai că ne-o prezintă, ci o trăiește cu fiecare dintre noi și slujba aceasta a celor 12 Evanghelii pe care am săvârșit-o împreună este o slujbă din care trebuie să învățăm ceva. Nu este suficient să ne adunăm în fiecare an, în Joia Mare, lângă crucea Mântuitorului, cât este foarte util să înțelegem mesajul acestui moment. Și anume, mesajul momentului pentru care m-am gândit în seara aceasta să vă spun câteva cuvinte, este acela că, așa cum îl vedem pe Mântuitorul, făcând toate deodată, suntem și noi datori a învăța să facem. În modesta mea activitate de duhovnic, am foarte mulți tineri care își încep viața și de multe ori sunt speriați tocmai de către părinților, ca să nu mai spun de societate sau de cei care îi sperie în fel și chip. Și atunci ei nu știu cum să se comporte. Ce să facem? Întâi să ne așezăm în cuib, apoi să ne așezăm la gândul de a face un copil, întâi să așezăm partea profesională, apoi să vedem cum ne vom împăca și cum vom face și celelalte ale vieții de familie. Sunt întrebări la care nu avem decât un răspuns. Iată pe Hristos aici. În același timp, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul. Dacă nu le vom face pe toate deodată, nu avem în viața aceasta nici atâtea zile ca să le facem pe rând și nici atâta energie cât să le ducem așa de pe o zi pe alta. Imaginați-vă că ne-am început să le facem pe rând și anume, hai să ne facem o casă. Păi dacă facem o casă și ne gândim când anume încheiem creditul cu care a făcut casa respectivă, au trecut primii 25 de ani. Și ce facem? Crunia de argint, da? După ce ne vedem cu casa, înainte de a afla că începem să o și reparăm, că de când am început-o până acum s-au mișcat multe intervenii pentru ea, hai să facem un copil. Bun. Și în loc să ne devenim bunici, o să devenim părinți. Nu mai avem timp, fraților. Dacă nu ne trezim, măcar în seara aceasta, că viața este frumoasă dacă o luăm așa cum este, nu mai înțelegem absolut nimic. Și dacă nu mai înțelegem noi, atunci copiii noștri care se uită la noi ca la niște modele, ce vor înțelege? De aceea trebuie să facem lucrurile așa cum le-a făcut astăzi Mântuitorul. Și anume, astăzi în citirile pe care le-ați auzit, vorbind despre toată viața ultimelor zile ale Mântuitorului, cred că ați constatat odată cu mine cum era înconjurat de ucenici, cum era aclamat de mulțimi, cum toți îl știau pe unde este și ce face, îl urmăreau și atunci când a fost vorba să-l scoate din scenă, nimeni n-a avut curaj, la nivel înalt, să-l ia pur și simplu, deodată, de unde vorbea. Eu, ani de zile, să știți că am avut niște probleme vis-a-vis de câteva întrebări la care nu mi-a răspuns nimeni. Mi-a dat Dumnezeu câte un gând, așa, slujind. Mă întrebam până oară, de ce a fost nevoie chiar atât de mult ca să existe un trădător? Și n-am avut răspuns la întrebarea aceasta, să știți. Până în seara aceasta, când mi s-au deschis ochii și am citit că atunci când au venit
să îl ia pe Iisus mai mari cărturarilor, era noapte. Și de frică să nu facă vreo confuzie, țineți minte că acestea sunt deja principiile în care trăim și noi astăzi. Câți nu sunt prin închisori confundați cu alții? S-au trimis în tradins în locul altora. Și au luat măsuri, nu cumva, să le scape prada. Când au luat decizia ca să îl omoare, și-au luat toate măsurile de precauție. Și anume, care era cea mai mare problemă? Poporul. De frica poporului au venit să-l ia noaptea. Zice, bun, îl luăm noaptea, dar noaptea nu cumva să-l confundăm și a doua zi să ne pomenim că avem o pușcărie pe cineva sau chiar am omorât pe cineva și Hristos iar vine și ne vorbește din templu ce am făcut. Mai omorâm o dată? Nu se poate. Și atunci a fost neapărat nevoie ca cineva din interior să dea mărturie și să pună mâna pe el. L-a îmbrățișat. De ce crezi că l-a îmbrățișat? Pentru că s-a pus în vedere inclusiv faptul că cei de aproape puteau să-l confunde noaptea pe Iisus. Și atunci a zis, dă-ne un semn. Și a zis, îl voi îmbrățișa. Copiii, până nu îmbrățișezi pe cineva, nu-l recunoști perfect. Atunci când l-a îmbrățișat și a zis, bucură-te, învățătorule, Mântuitorul a zis, ceea ce ai venit să faci, a venit timpul să faci. Și au pus mâna peste el și l-au luat. Și după cum a zis, ani de zile m-am gândit de ce era nevoie ca cineva să-l vândă. Iată de ce era nevoie. Pentru că mai departe, Mântuitorul ne deschide ochii să ne spună de ce era nevoie de un trădător. Și zice, în fiecare zi am fost cu voi în templu și în sinagogă. De ce nu ați venit atunci la mine? Ați ieșit acum ca la un tâlhar noaptea să mă ridicați? Iubiți credincioși, aici este vorba și de noi. Ce și cine ne trădează pe noi? Nimeni altcineva din afara grupului nostru de prieteni. Nimeni altcineva dintre cei care nu ne cunosc atât de bine. Cine sunt prietenii noștri, nu vă uitați în stânga și în dreapta, că ne vede Dumnezeu. Taman în săptămâna mare, ce-ar fi să vă vorbesc eu acum despre vecinul care bate tobe sau de cel care îți lasă bunul în fața casei sau de vecina care vine cu dita mai cățelul să-ți lase, să-ți îngrașe gazonul care se pârlește imediat după ce pleacă ea. Nu despre asta este vorba aici, ci de intimitatea gândurilor noastre. Ele ne trădează. Îmi aduc aminte, pe vremea cealaltă, erau tot felul de oameni bine pregătiți care vroiau să vadă dacă este adevărat un lucru sau un alt lucru despre cineva. Și știu pe cineva care pusese, era o lege, numită legea 18 a inicitelor. Cred că sunt câteva dintre noi care numai când au o cifră 18 se ridică puțin pe ceartă părul, așa? Și era un om gospodar. Și vine omul ca să vadă din cadrul sistemului cam cum se prezintă și îl ia așa discret de mână. Și când a dat de bătăturile din palmele acestuia, i-a zis, măi nene, la mata ai dușmani mai mici decât bătăturile din palmă. Ești nevinovat. Și avea o funcție pe care a folosit-o omul acela și nu l-a mai cercetat nimeni niciodată. De ce? Pentru că l-au trădat în sensul bun, pentru că trădarea nu e neapărat negativă. Trădarea este și pozitivă. L-au trădat bătăturile că este un om cum se cade și un om care muncește și un om care, probabil că din roadele sale, a alimentat inclusiv invidia celor din jur. Ne trădează spre bine sau spre rău tot ceea ce facem noi. Dacă trăim un adevăr, ne dau lacrimile, ne-a trădat lacrima că am înțeles ceva. Dacă însă ne trădează darea înapoi cu un pas
la vederea cuiva înseamnă că cel în fața căruia am fugit are ceva cu noi, de împărțit de bine sau de rău. Trădarea este la tot pasul. Nu de trădare sau de trădător trebuie să plecăm noi cu frică de aici, ci de a da la pace și cu trădarea și cu trădătorul. De a ne împăca cu sufletul nostru. Și dacă ne reproșează cineva ceva că am făcut într-un fel sau într-altul, să spunem, da, așa sunt eu. Da, așa sunt eu. Mie îmi plac mulțimile, de exemplu. Dacă mă întreabă cineva, ce o să fac? O să dau de colo-colo să spun că o să vă gândesc să nu... Nu, mie chiar îmi plac mulțimile. Și chiar făceam o socoteală de câți ani, nu am mai fost în fața Sfintei Cruci, pentru că nu mi-a căzut din binecuvântate fricii rânduiala să slujesc în seara aceasta. Și aș fi vrut să tac. Pentru că așa trebuie să taci în o cruce. Dar n-am putut. Pentru că dacă aș fi tăcut eu, aș fi obligat pietrele să vorbească. Și atunci nu-mi permit să produc un cataclism ca să puteți să mă înțelegeți mai bine. Cel mai important pentru noi este faptul că în seara aceasta trebuie să plecăm de la biserică alții. Cu gândul că Hristos, care este acum în mijlocul nostru pe cruce, este în același timp și cu Tatăl pe scaun, și cu tâlharul dezlegându-i legăturile, și cu fiecare dintre noi, dând la pace între trădător și trădat, între sentimentele noastre, care să aibă curajul să se manifeste pe față. Iubiți credincioși, cred că în seara aceasta, tot parcurgând Sfintele Evanghelii, am dat fiecare dintre noi un sens fiecărui cuvânt. Poate că fiecare dintre noi a primit mai drag un text sau altul. Poate că ne-a căzut urechea pe un lucru care ne este mai apropiat nouă și eu m-aș ruga Bunului Dumnezeu ca măcar un gând care ne-a trecut astăzi prin cap să-l ducem până la îndeplinire. Sunt foarte multe lucruri pe care noi, așa zis din binecuvântate pricii, dar nu sunt binecuvântate cu siguranță, ne abținem și nu mergem până la capăt. Și așa cum v-am spus la început, nu avem curajul să folosim energia de odare. Dumnezeu ne-a lăsat să facem lucruri frumoase și să nu spunem asta o fac astăzi și pe cealaltă o fac mâine. Astăzi este ziua noastră. Nici măcar nu vreau să vă spun pentru ziua de mâine. Pentru că am stricat taina nopții acesteia, care este o taină minunată, o taină în care îl vedem pe Hristos în fața noastră răstignit, dar noi știm că nu este răstignit, este înviat și așa trebuie să ne uităm și în oglindă. Când ne vedem că suntem triști, să știm că nu suntem triști, că în același moment trebuie să fim și învinși și învingători. Acum trebuie să învățăm că tot ceea ce vrem să facem, trebuie să facem într-o zi. O singură zi. Astăzi, nu mâine, ci nu ieri. Nu bazându-ne pe ce am făcut ieri sau alaltă ieri, ci pe ceea ce facem astăzi, acum, pentru că și Hristos este acum, în același timp, și dezlegând pe cei care au ieșit, cum spune mărturia Sfântului Evanghelist Matei, în Sfânta Cetate, din mormânt. De aceea vă spuneam eu odată că în săptămâna luminată nu avem ce căuta în cimitire. Numai cu un scop putem să mergem acolo, să așezăm o floare, să mai săpăm un mormânt, da, pentru asta, da. Dar nu pentru rugăciune pentru cei adormiți, pentru că ei acum sunt eliberați. Astăzi ne întâlnim cu tot ceea ce ne-a înviat duhovnicul pe fiecare parte și ori de câte ori ne-am spovedit. Aceștia sunt morții care au intrat în cetate. Sunt toate virtuțile noastre înviate. Astăzi Hristos este în mormânt tocmai să scormonească tot ceea ce noi am acoperit cu pământ.
Am avut o intenție bună, dar de frică nu am dus-o până la capăt. Aceea astăzi a înviat și ne dă curaj să mergem mai departe. De aceea vă rog pe Dumnezeu ca în noaptea de astăzi să ne înțelepțim, să ne îndreptăm, să nu mai fugim de nicio responsabilitate, să putem să mergem până la capăt, pentru că Hristos nu vrea să facem azi un lucru și mâine altul. Astăzi trebuie să le facem pe toate. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.